Hei, bună dimineața! Așteaptă ăștia. Când aud bună dimineața. Hai, Marcel, vină cu aici. Unde-i Zoro? Pe vreun acoperiș azi. Că la face numai prostii. Superb afară. La ora 7 cred că erau 25 de grade deja. Da. Ieri, să încep așa cu o mică povestioară, am fost la Okerhana, mai în față, în tabăra Năvodari. Okerhana pe malul mării. Îl cunosc pe proprietar. Nu suntem prieteni, dar îl cunosc. Și am fost cu încă doi amici. Unul și-a luat, nu știu ce pește, biban de mare, ceva de genul. Unul ceafă, nu o să zic cine și cum, și unul pastramă de oaie, cu garnituri. Dacă vă vine să credeți, totul a costat 600 de lei. Adică pentru ceafă, un singur pește și puțină pastramă cu mămăligă, 600 de lei. Nu asta ar fi problema. De fapt, e o mare problemă, că e foarte scump, este exagerat de scump. 200 de lei să dai pe un pește sau pe o ceafă de porc, incredibil. Cu o garnitură, atât. Dacă te aștepți la un 30 de lei, 35, 50 de lei, hai că e pe litoral. Totul se vindea la 100 de grame, deci e înșelătorie curată. Aveți grijă, mai ales prin, pe litoral și autoservirile, tot ce vă vând la 100 de grame. Tu dacă vrei o ceafă și scrie acolo 7 lei, este la 100 de grame și o să-ți dea cu, dar nu scrie 7, scrie 14 lei. O să dea cu 50 de lei, o bucată de ceafă. Mai mare problemă a fost că ceafa avea gust de pește. Peștele avea gust de ceafă, iar pastrama de oaie avea gust din toate. Am întrebat ospătarul, de ce ceafa are gust de pește? M-am dus cu el la plită, unde făceau tot, și puneau aici peștele, aici ceafa, aici pastrama. Nu ai cum să gătești în același loc pește cu ceafă, cu pastramă, niciodată. A fost ceva îngrozitor. Nu i-a închisit absolut deloc să zică să ne cerem scuze, refacem felul de mâncare, nu plătiți, pentru că nu s-a putut mânca, am lăsat tot în farfurie. O bătaie de joc de 600 de lei, adică țeapă. Prietenii mei sunt mai calmi, eu am vrut să sun la protecția consumatorului, dar m-am gândit că fac un rău și nu-i cazul. Deci aveți grijă pe litoral, unde mergeți, și am mai spus de aceea Okerhana, acolo eu am fost acum vreo 2 ani cu Jador și a fost mai rău de atât. Da, fiecare poveste la timpul ei. Bun, ne înveselim, azi este meciul cu România, m-am gândit ce aperitiv să-mi fac, să stau eu așa frumos în fotoliu la zi salut. Să stau la meci și să mănânc așa, să ciugulesc, să... ca niște chipsuri, dar am avut o idee și mai bună, pentru că dimineața am fost la piață și ce credeți că am găsit? Mulți noștri se uită să zică, vai, eu nu mănânc așa ceva, vai, uite așa am găsit eu. Mergătoare. Picioare de pui. Aici, asta e o pungă mare, sunt vreo 4 kg. A costat până în 15 lei, e vreo 3 lei și ceva kilogramul, într-un kilogram te saturi de numa. Știu că vi se pare ciudat, știu că mulți n-ați mâncat. Dacă știți să le gătiți, este o bunătate. Este o mâncare foarte sănătoasă, gătită mai ales în bucătăria chinezească, japoneză, orientală. Am gătit în sec, pentru că când mă gândesc o să iasă, vă spun. Deci am zis că este sănătoasă, este foarte bună pentru piele și pentru cartilagi. Conține foarte, foarte mult colagen. Să vedeți ce piele întinsă și fain o să am. O să fiu un tânăr și un frumos de acum. O să mănânc numai picioare de pui. Eu le-am ținut la congelator, așa le-am și luat de la congelator. O să fac, cred că, jumătate. Suficient, 2 kg. Poate mai puțin de jumătate. Dar m-am bucurat că am găsit și am luat așa, am luat multe. Și vă arăt cum le gătesc și sigur o să vă fac poftă. Hai să ne apucăm de treabă. Picioarele mele de pui
sunt spălate, parfumate. Acum, foarte important, luăm fiecare, uitați cât de bine este curățat, tot perfect, și încercăm să-i facem manicură, pedicură. Adică astea dispar de aici. Cu o farfecă mai sănătoasă, de bucătărie, uite așa, le fac pe toate și le pun în apă. Manicură, pedicură la... Asta că a fost cocoș, cred. Perfect merge cu farfeca. Dacă nu, aveam pregătit și saterul aici. Uite. Galbene, faine. Mâncarea și pe ele. Manicură, pedicură făcută. Acum. Puțin ghimbir. Un ardei iute. O ceapă cu tot cu coajă, dar spălată. Trei căței de usturoi și punem la fiert. După ce începe să crocotească, 10 minute după ceas, fix. Practic doar blanșăm acum. Picioarele de pui au început să fiarbă. Nu spumez, pentru că o să le scot și o să le spăl. Uite ce fac ăștia, că se joacă pisici, uite ce îmi dărâmă, uite. Și Nuca și Zoro a venit, toți sunt aici. Deci, de acum de când au început să fiarbă, le lăsăm 10 minute. După le scot și o să vedeți. Fix 10 minute, opresc focul. Și acum le scot și o să le spăl foarte, foarte bine. Deci prima dată doar le dăm puțin gust și le blanșăm și le dăm puțin gust. Acum îmi pregătesc restul ingredientelor. Usturoi. S-a încălzit afară extraordinar. Cred că sunt deja 30 de grade. Dar eu v-am mai zis, dacă n-aveți bani de mamaia, mergeți în Grecia. Cred că totul este la mai puțin de jumătate de preț. Dacă 3 persoane am dat 150 de euro și n-am mâncat nimic, păi în Grecia cu 20 de euro mâncam bine. Of, Doamne! O ceapă medie. Nu foarte mărunt, așa ca la tocană. Toate că nu facem tocană. Uite așa. Și ceva ardei iute. Asta nu e foarte iute, dar e aromat. Cred că mai pun unul. E mai mult spre dulce, foarte, foarte puțin iute. Uite așa. Ceva ulei într-o tigaie mai adâncă. Usturoiul, ceapa și ardeiul iute. Ce bunătate se iasă. Sare. L-am făcut ceva mai mic.
nu pun multă sare, pentru că o să folosesc și sos de soia. Cine se plânge aici? Cred că Marcelus. Cu vocea lui. Pun și umblătoarele acum. Blanșate. Fain frumos. Prășim și pe ele puțin. Se cam clatină masa asta mea. N-am eu condițiile ideale, dar mâncare o să iasă. O frunză de dafin. Ceva zahăr brun. O să prăjesc așa zahărul un minut, să caramelizez. Să dau o culoare așa spre un maro roșiatic. Acum, sos de soia. Light. Sos de soia dark. Și puțin sos de stridi. Acum, zeama în care am fiert 10 minute aripioarele, eu am strecurat-o foarte, foarte bine. Uitați ce culoare a prins de la coaja de ceapă. Și punem aici. Uite așa. Mai trebuie, mai pun. Dar mai este cât de cât. Și o să pun un capac, le las la foc mic, nu, 20 minute, vedem peste 20 minute, oricum trebuie să scadă din zeamă. Să vedeți ce bunătate o să iasă. Nu care așa pe ele. Așa arată mergătoarele mele, cam după jumătate de oră, mai trebuie lăsate să scadă sosul. Și ele să se topească. Ia uite-le. Ia uite ce bine arată. Îmi vine să mănânc una acum, dar nu e cazul. Trebuie să așteptăm. Cred că ne vedem peste încă jumătate de oră. Dacă câștigă România, mănânc una cu oase cu tot. Hai România! Așa arată mergătoarele după o oră. După părerea mea, cred că mai trebuie lăsată puțin. Încă 20 de minute, sigur. Așa că o să mai pun ceva din zeamă. Așa. Un capacul. Și 20 de minute încă mai las. La foc mic, mic, mic. Cam gata. Dacă vedeți, vreo 4 au dispărut. Nu te poți abține să nu guști. Ce să gust că am și mâncat. Sunt delicioase, iar acest sos este nemaipomenit. Apăs focul. Oh, pun în farfurie. Bucurie în farfurie. Am pus în farfurie
Astea sunt mergătoarele mele, ghearele mele de pui. Multă lume, repet, o să fie dezgustată. Domnule, cum să mănânci așa ceva? Nu numai că e sănătos, dar este și foarte, foarte, foarte gustos. Acum, na, eu nu oblig pe nimeni. Eu doar pot să recomand. Na. Abia aștept. O să mai mănânc vreo două și restul le păstrez pentru meci. Haide, România. Sper că o să câștigăm. Abia aștept meciul. Meciul este astăzi la ora 4. Dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Vă spun la revedere. Poftă bună. Încercați. Chiar dacă nu... Nu știu, aveți așa o reținere. Să mă credeți pe cuvânt, este delicios. Na. La revedere. Ține legătura. Haide România. Fără TikTok.